În rest, materialele binecunoscute, Renault, aeratoarele, climatizarea de asemenea clasică Renault, climatizarea automată cu reglare pe două zone, sistemul audio iarăși binecunoscut și l-am mai prezentat la Scenic și la alte modele Renault de altfel. În cazul de față vorbim de sistemul de vârf, Sound by Arkamis. Butonul Start-Stop, locul unde introducem cardul Renault, o brichetă, mai jos mufă USB și o intrare auxiliară jack de 3,5, un suport pentru doză de 330 de ml, schimbătorul de viteze, vă rog să mă contraziceți, dar mie îmi seamănă perfect cu un schimbător clasic de Renault și chiar și la Dacia cred că o să vedem și am văzut astfel de măciulii. Sigur, cusătura cu galben este interesantă, dar nu știu, aș fi vrut altceva. Mai departe, un alt suport de sticlă sau pahar sau doză, frână de mână mecanică, e și firesc la un Megane Sport, butonul de activare cruise control și limitator de viteză, o cotieră fixă, de asemenea cusută cu ață galbenă, înăuntru un spațiu de depozitare de mărime medie. E firesc la un model sport să ai chestii simplificate din multe motive, principalul fiind reducerea de greutate. Torpedoul, fără încuiere, e de dimensiuni destul de mari. Mai avem un spațiu și aici. Ajungi foarte greu la clapeta de deschidere, trebuia să fie pus aici, dar asta e, nu suntem noi mai deștepți ca cei de la Renault. În rest, plafon negru, bineînțeles, și partea din față n-avea cum să fie diferit, o oglindă cu iluminare pe parasolar, loc pentru acte, parasolarul se poate muta și lateral. O plafonieră simplă, oglindă retrovizoare electrocromică, este pachet cu farurile cu xenon și încă vreo câteva chestii. Îmi scapă exact acum, dar sunt pachetele de opțiuni sunt pe site-ul www.renault.ro. În spate senzorul de ploaie. La pasager de asemenea un parasolar cu oglindă și iluminare. Sigur că mă pot lega un pic și de chestiile astea mărunte, gen plafoniere, zone iluminate și așa mai departe. Totuși, la un model de asemenea factură, te aștept să vezi ceva mai diferit decât la restul gamei. Eu am înțeles filozofia Renault de a face economie folosind piese comune. Dar chestiuțele astea sunt totuși, nu știu exact dacă chiar pe la Dacia găsim din astea, dar sigur le-am văzut pe la modele Renault entry level, să zicem. Și în momentul în care îți iei o mașină, totuși, chiar dacă nu este exagerat de scumpă, e un vârf de gamă până la urmă acest Megane RS. Mă gândesc că poate că n-ar fi stricat unele chestii mai deosebite, dar e numai părerea mea. În partea dreaptă a pasagerului din dreapta, bineînțeles, avem și un mâner de viraj și probabil că dacă sunteți pasager într-un astfel de Renault, o să aveți nevoie de el cu siguranță. În zona din spatele volanului avem satelitul de comandă al instalației audio de telefonie mobilă și, foarte important, deși aparent e identic cu oricare satelit de comandă Renault, de aici se activează și acel RS monitor de care vă tot povestesc.
Ceva mai în dreapta avem blocul de comandă al ștergătoarelor de parbriz și a ștergătorului de lunetă. Iar din aceste două butoane controlăm computerul de bord. Nu insist asupra modului în care se folosește satelitul de comandă audio, cred că toată lumea știe cum e și e foarte simplu de utilizat, însă o să precizez cum se intră în RS monitor, pentru că și nouă ne-a fost destul de dificil și a trebuit să ne interesăm cum se face. Practic se apasă aceste două butoane de sus simultan pentru mai multe secunde și în acel moment ne apare pe bord o inscripție la care noi trebuie să răspundem apăsând pe rotița din spate și practic am intrat în RS monitor. O să și fac acum operațiile ca să vedeți exact. Ați văzut succesiunea, o mai spun o dată, apăsăm cele două butoane de sus de pe satelitul de comandă al sistemului audio, mai mult de 2 secunde, apare acea inscripție de securitate de pe spatele satelitului, folosind rotița, prin apăsare dăm OK și am intrat în RS monitor. Un alt ecran interesant din RS monitor este cel de indicare a forțelor G. Are două zone distincte. În zona unde avem acel G pe fundal gri, observăm forțele G care apar la accelerare, decelerare și stânga-dreapta. Iar în dreapta observați un grafic. Am parcurs în forță un traseu virajat în așa fel încât să reușim să creăm acel grafic, unde vedem accelerații laterale foarte apropiate de valoarea de 1 și minus 1, ceea ce e destul de bun la un autovehicul terestru, deci care rulează pe asfalt. O să vedem un pic și în mișcare cum ne sunt indicate forțele laterale pe toate direcțiile, înainte, înapoi, stânga, dreapta, respectiv accelerare, frânare și forțele care apar atunci când abordăm viraje de stânga și viraje de dreapta. În zona din RS monitor în care vedem performanțele pe 0100 și 0400 de metri, undeva în dreapta scrie Optimal Gear. Acolo e un sistem care ne indică treapta optimă în care putem atinge performanța maximă a vehiculului, deci nu este un sistem de indicare a schimbării economice a treptelor de viteză, ci dimpotrivă. O să observăm în timp ce conducem faptul că dacă suntem în treapta 6-a, într-o zonă de viteză, eu știu, sub 100 de km pe oră,
acel indicator optimal gear o să ne indice că performanța maximă o obținem în treapta a treia sau a doua, depinde de zona de viteză în care suntem. Sigur că dacă rulăm în treapta a șasea la 160 de km la oră, cu acest ecran activat, optimal gear va fi treapta a patra, să zicem, sau a cincea, în funcție de, bineînțeles, de viteza cu care rulăm. Alt ecran al sistemului RS Monitor este acesta de îmbunătățirea timpilor pe circuit. Îmi este greu să vi-l arăt în mișcare. Toată lumea își imaginează și cred că știe ce face un astfel de sistem. Practic, îți măsoară un timp pe tur și pe măsură ce efectuezi alte tururi, observi diferențele dacă evoluezi mai bine sau mai rău. Și bineînțeles, totul având, așa cum se observă, foarte multe zecimale și indicații foarte precise, în așa fel încât să poți îmbunătăți timpul pe tur. Un alt ecran în care vedem temperatura exterioară, ceasul, puterea utilizată în acel moment, presiunea de frânare. În momentul în care frânăm foarte puternic, acel indicator se va duce la dreapta, temperatura uleiului și temperatura aerului admis, bănuiesc că este la intake. Un alt ecran interesant cu presiunea din turbină, cu procentajul în care este deschisă clapeta de accelerație, cuplul folosit în acel moment și puterea. O să le vedem și în timp ce mergem demonstrativ. Un alt ecran, calibrarea modului sport. Observăm că ni se cere să trecem în modul SP sport pentru a avea acces la acest ecran. Caz în care vedem că putem modifica cumva două valori, respectiv modul de răspuns al pedalei de accelerație și activarea de schimbare a treptei de viteză. Cu următoarele opțiuni: snow, zăpadă. Și răspunsul pedalei de accelerație ne este indicat cumva și grafic în partea stângă. Progresiv, liniar, sport și extrem. Deci astea sunt cele câteva opțiuni disponibile. 5 la număr. Acest indicator de alertare sonoră a momentului optim de schimbare al treptei, ce înseamnă aceste 0 până la 2000 de rotații pe minut? Deci față de turația de putere maximă și admisă oferită de motor, putem opta fie, să spunem, să fim avertizați sonor cu 2000 de rotații pe minut înainte de valoarea de turație maximă admisă a motorului, ceea ce ar însemna în cazul de față undeva la 4500 de rotații pe minut. Și cu cât ne apropiem mai mult de 0, cu atât comportamentul mașinii devine mai extrem, pentru că sunetul de avertizare a schimbării vitezelor se aude mai târziu. Iată ce se întâmplă când introducem cardul în slotul dedicat.
Totul este ok. Dacă apăsăm butonul de start, vedem că trebuie să apăsăm frâna ca să pornim sau ambreiajul. Deci, chiar dacă eu acum apăs ambreiajul, motorul pornește. Să vedem rapid meniul computerului de bord. Mașina are 7919 km. O să vedem la un moment dat un mesaj de servis care ne avertizează că mai avem 2000 și un pic kilometri. Deci, practic, revizia se face la 10.000 de kilometri, ceea ce e absolut normal la un vehicul de această natură, sportiv. E firesc să te gândești că mașina e utilizată foarte mult la regimuri maxime și necesită intervenții mai dese. Pentru setări vom intra aici imediat. Iată, service în 2100 de km sau 7 luni. Viteza medie, distanța parcursă, cât mai avem până la realimentare, consumul instantaneu îl vedem numai cu vehiculul în mișcare, consumul mediu în acest moment, cât combustibil am utilizat și din nou un singur trip, 316 km la ora asta. Vom intra și la setări. Iată foarte rapid setările disponibile. Deci astea sunt toate practic. Pentru ieșire mergem pe exit și ținem apăsat. Deci ăsta a fost computerul de bord al Renault-ului Megane RS. Se vede clar că iluminarea interioară este oarecum similară cu cea de la un Megane obișnuit, cu o mică diferență de stil la ceasurile din spatele volanului. În orice caz, turometrul nu se mai vede galben pe întuneric de niciun fel. De asta spun că parcă mi se pare un pic banal totuși interiorul pentru ce fel de vehicul avem aici în realitate. Adică aș fi vrut mai mult și de la iluminarea interioară și nu știu, poate sunt prea pretențios. Acum, din rotița aflată în stânga volanului jos, lângă butonul de ESP, putem diminua intensitatea luminii după dorință, așa cum se observă. Minim și maxim. O să vă arăt acum și cele trei poziții ale sistemului ESP. În momentul de față suntem cu motorul pornit și ESP-ul în poziția normal. Dacă apăsăm o dată, intrăm în modul sport, așa cum se observă, și dacă mai apăsăm încă o dată scurt, revenim la modul normal. Ținem apăsat mai mult timp și iată, în acest moment avem ESP off, adică practic mașina nu mai este asistată de ESP. Sigur, este un mod recomandat celor care știu cu adevărat să stăpânească o mașină atât de puternică. Pentru a reveni la modul ESP normal, mai apăsăm o dată butonul.